Noi cifre îngrijorătoare, peste 5.000 de cazuri de coronavirus au fost înregistrate în ultimele 24 de ore la nivelul întregii țări. Situația cea mai gravă este în capitală. Aici aproximativ 1.100 de persoane au fost confirmate pozitiv. De altfel, Bucureștiul este deja în scenariu roșu, iar specialiștii în sănătate trag un semnal de alarmă să respectăm normele de protecție pentru a nu ajunge într-o situație mult mai gravă. România este lovită de al treilea val al pandemiei de coronavirus. Astăzi a fost înregistrat cel mai mare bilanț al infectărilor din ultimele 5 luni, peste 5.200 de cazuri, iar 96 de oameni au fost uciși de virus. Cifrele acestea sunt îngrijorătoare pentru noi. Din păcate, ne-am avertizat încă din luna ianuarie că acest val 3 ne va lovi. Era inevitabil, având în vedere ce se întâmplă în Europa. Trebuia să ne așteptăm că acest lucru va veni și la noi în țară, pentru că e o chestie care nu poate fi oprită. Situația este critică și în secțiile de terapie intensivă, unde sunt internați în acest moment 1.171 de pacienți. Specialiștii spun că situația este gravă în mai multe state europene. Vedem și dezastrul din Ungaria, care se petrece zilele acestea. Ei, având o populație cam jumătate cât a României, au peste 7.000 de cazuri pe zi. Asta ar fi un echivalentul la 14.000 de cazuri pe zi în România. Și asta nu doar în Ungaria. Toate țările din Europa, mai mult sau mai puțin, au fost lovite de acest val 3, începând cu sfârșitul lunii decembrie, începutul lunii ianuarie. Experții în sănătate spun că odată cu creșterea numărului de persoane vaccinate, vom intra pe o pantă descendentă în ceea ce privește numărul de infectări. Dar mai este până atunci. De la începutul pandemiei până în acest moment, pe teritoriul României au fost confirmate peste 845.000 de infectări, iar 21.252 de persoane au decedat.